într-adevăr, lumea devine mai bună în această perioadă, mai tolerantă, mai milostivă. Semnul pe care îl avem, sigur, și ieri în catedrală, de exemplu, Duminica Floriilor, s-a văzut o diferență semnificativă față de celelalte duminici, în sensul unei frecvențe poate ieșite din comun. În această săptămână, săptămâna mare, în mod particular, lumea participă la oficiile liturgice. Ceea ce am dorit însă, sigur, să le transmitem credincioșilor noștri, este că ar trebui să ne trăim credința la temperatură înaltă, nu numai în săptămâna mare. Acum, în săptămâna mare, suntem invitați să-L urmăm pe Hristos, să mergem cu El pas cu pas în fiecare zi, pentru ca, intrând în mormânt cu El, să putem ieși învingători după o frumoasă spovedanie, mărturisire a păcatelor. Dar aceasta trebuie să devină o practică. Adică de fiecare dată când îmi simt sufletul apăsat de păcat, de rău, să încerc să apelez la acela care a călcat moartea, a călcat suferința, a trecut prin ea și a dorit să ia asupra lui păcatele noastre. Deci nu vă pot vorbi despre statistici exacte, dar cu siguranță în aceste zile lumea va veni și vine, în general, la biserici, participă la aceste oficii.